Parlamentul European, prin rezoluția sa, a cerut după mine imperativ respectarea drepturilor în Republica Moldova, inclusiv și în cazurile dosarilor intentate pe marginea evenimentelor din 7 aprilie anul curent. Eu bănuiesc că urmarea acestei decizii a Parlamentului European și urmarea presiunii făcute de către mass media prin reflectarea obiectivă a celor ce s-au întâmplat pe data de 7 și în special în legătură cu arestarea persoanelor în legătură cu aceste evenimente, a pus presiune pe organele procuraturii și la 12 mai, adică mai bine de după o lună și ceva, Mocanu totuși a fost interogat. Dacă inițial Mocanu Sergiu a fost învinuit și de către uzurparea puterei de stat, această învinuire acum nu este adusă. După mine, această învinuire este un cap de acuzare rezervă în cazul în care unii judecători de instrucție vor ieși de sub control și vor admite o decizie de punere în libertate a lui Sergiu Mocanu. Pe tot parcursul cât au loc ședințele cu participarea lui Sergiu Mocanu, coridoarele sunt împânzite de către colaboratorii Serviciilor Operative a Ministerului Afacerilor Interne. Ieri am fost invitați de către procurorul care gestionează acest dosar să avem confruntarea cu martorul. La ora cuvenită, când urma să vină martorul, Sergiu Mocanu a fost adus sub escortă în biroul anchetatorului, mă aflam și eu acolo, s-a deschis ușa, o persoană din prag i-a declarat procurorului că eu sunt ocupat, o să revin peste o oră, am și alte chestiuni urgente. Acest martor nu s-a prezentat, nu s-a prezentat nici până la sfârșit de zi. Dar după mine este clar, acest martor este fie colaborator de poliție, fie colaborator a misiunii speciale, fiindcă numai unele persoane din aceste structuri își pot permite să ignore citațiile procurorului, își pot permite să se comporte în maniera cum s-a comportat. Și trec la al doilea episod a evenimentului care s-a produs ieri, ca să vedeți cât de dramatică este situația și cât de sumbre sunt perspectivele acestui dosar. Așadar, a fost citat un martor care eu încerc să vă redau în tocmai ce a răspuns el la întrebările apărării. Pe Mocanu Sergiu l-am văzut odată la televizor sau poate de două ori. Nu țin minte. Nu țin minte în ce an l-am văzut. Câte minute sau ore l-am văzut la televizor. Nu țin minte din simplu motiv că eu nu țin minte nici an. Nu țin minte despre ce a vorbit Sergiu Mocanu. Nu știu cine este dânsul. Nu știu dacă pe scările președinției în fața protestatarilor se aflau polițiști. Nu știu dacă în lângă Mocanu se mai aflau și alte persoane publice, deoarece eu nu le cunosc cine sunt ele. Nu știu dacă, nu pot aprecia care era distanța dintre mine și Mocanu, deoarece eu eram în stradă, dar el se afla pe scările președinției. Dar l-am cunoscut în mulțime la față, care de altfel nu țin minte în ce haină era îmbrăcat. Nu țin minte cu precizie cât era ora atunci. Dânsul nu a fost participant la acest meeting, dânsul nu a mers în coloană cu protestatarii, dânsul s-a aflat în zona evenimentelor de la președinție nu mai mult de 15 minute. A fost oprit de poliție în zona în acea zi, dar după ce i-au fost ridicate datele de anchetă, a fost eliberat. Pe Mocanu l-a identificat în mulțime întâmplător cu privirea, dar cât a durat această privire, nu ține minte. Acestea sunt probele cu care trâmbița procurorul din ziua reținerii. Acestea sunt probele cu care unii judecători cu epoleți, sub mantie, își motivează temeinicia menținerii lui Mocanu în arest. În temeia acestor probe, Mocanu este învinuit pentru o infracțiune care prevede o pedeapsă de la 8 la 15 ani. Fapt care deocamdată ne demonstrează că este ignorată totalmente rezoluția Parlamentului European. Nimeni nu are nicio intenție să verifice
care sunt cauzele și de ce aceste persoane, inclusiv cu Sergiu Mocanu, altele patru, mai sunt în stare de arest. Dosarul penal, gestionat astăzi de către procurori, este gestionat formal. Capii care gestionează acest dosar se află în Ministerul Afacerilor Interne sau în cadrul altor organe, autorități speciale. Martorul interogat ieri, la întrebarea apărării, a răspuns că până a fi interogat de către procuror, la data de 8 aprilie, a mai fost interogat în departamentul servicii operative de către un colaborator de poliție, pe data de 8 aprilie. Nu se admite, când dosarul penal se află în gestiunea procurorului, să intervină un alt polițist care nu are calitate procesuală în cadrul acestui dosar să facă interogatoriu viitorilor martori. L-am întrebat pe domnul procuror, la fel, dacă știe dânsul că Sergiu Mocanu, după arestare, pe data de 8 aprilie, a fost ridicat din celulă, dar nu dus în penitenciar, cum urma să fie dus, și escortat în biroul șefului Departamentului Servicii Operative, birou unde se afla un înalt demnitar de Ministerul Afacerilor Interne. Că despre acest lucru nu cunoaște nici procurorul, nu cunoaște nici apărarea, chestiuni inadmisibile, acești martori nu există și ei sunt inventați după ce persoana este arestată ilegal. Un stat nu poate pretinde că face lege când acționează cu fără de lege împotriva infractorului. Că atunci când statul spune că infractorul a încălcat legea și el acționează tot contrar legii, nu este nicio diferență. Nici între infractor și nici între stat. Dacă la început când am venit în fața dumneavoastră eram stresată, șocată, indignată de arestul lui Sergiu, dar mai speram că, adică s-a produs o greșeală, că Sergiu va fi eliberat, că sunt evenimentele învâltoare și nu. Acum, după 50 de zile, de chin sufletesc, că altfel nu pot să-l numesc, că îl pot vedea pe Sergiu numai la televizor și numai când e judecată, dar nu că îl pot vedea, pur și simplu îl zăresc așa 2-3 secunde. Nu am dreptul nici să mă apropie, măcar să-l ating, măcar să-l îmbrățișez ca să-i transmit o căldură sufletească ca să poată rezista regimului ăsta. Nu știu cât va mai dura. Ieri, la judecat, când l-am văzut, arată cu totul diferit. Este foarte slăbit. Aștept cu sufletul la gură să producă o minune. Că altfel nu pot să mai sper la ceva. Dacă speram până acum la justiția noastră, la judecătorii noștri, acum nu mai am nicio speranță că se va judeca cazul nostru, că se va găsi printre judecătorii noștri, printre procurorii noștri, un bărbat cu adevărat, care să-și ia asupra lui și să facă legi în țara asta, să termine cu fără de legile care sunt. Da, eu știu că e greu, pentru că fiecare te uiți în ochii lor și vezi că își arată în sus. Adică noi avem comandă de undeva de sus. Eu știu că Republica Moldova este un stat de drept. Unde este dreptul? Unde se aplică dreptatea la noi în țară? Sărbătoarea Sfântului Nicolae, care este ocrotitorul copiilor. Și unui făcător de minuni. Eu mă adresez domnului Voronin. Faceți o minune și eliberați oamenii care nu sunt de vină. Faceți o minune și eliberați oamenii care suferă pe nedrept. Eliberați-mi familia. Copiii se află de 8 luni pe teritoriul ambasadei României. Am acces la ei în fiecare zi, doar pe jumătate de oră, în curtea ambasadei. În incintă nu mai am dreptul să intru de atunci de când a fost arestat Sergiu. Îi le pot transmite mâncare, schimburi,
Și atât. Adică copiii sunt într-o stare, vă dați seama, dacă ei sperau. Toată lumea ne întreabă, de ce copiii voștri mai stau acolo dacă nu sunt vinovați? Noi vrem dreptate. Noi, eu știu că copiii mei nu-s de vină, eu știu că familia mea nu-i vinovată. De aceea așteptăm să facă dreptate în țara asta. În continuarea răspunsului de ce copiii se mai află acolo, o să mai spun ceva, iarăși nu o considerați politică, atâta timp cât în țara asta nu va fi un imperiu al legii, imperiu al legii, nu al ambițiilor, nu va fi siguranță și libertate pentru nimeni.